Acum sunt sigură că nu te mai iubesc. Iarăși plecat. Departe, cam departe cu gândurile tale. Coboară printre oameni, Magdalena. Lasă-mi alucile. De ce? Și gândurile-ți vii. Foarte bine. În cazul ăsta, ia gândește-te. Nu-i cumva un locșor și pentru mine în imaginația ta? Visurile mele sunt ocupate. Oh, bun. Magdalena, există asemenea oameni? Cred că da. Sper că da. Lucrează undeva, semnează condică? Mm-hmm. Și cu ce se ocupă? Ceva cu omul. Costică! Crește! Crește! Mâine la București o să avem vreme frumoasă. Barometrul indică timp favorabil. Bine. Șefule! Da? Ne așteaptă și Sonia. Care Sonia? Sonia, de la peșteră. Ah, nu. Nici când. Te privește. Eu am alte treburi. Da? Și cum le cheamă? Succes! Cum o să se descurce băieții singuri, Costică? Șefule, să fii și la congres la București și aici, asta nu se poate. Cum o să te împarți în două? Înțeleg eu. Costică, în fiecare dintre noi se află doi oameni. Șefule, de ce te dai jos? Sus pe măgar e mai ușor. Se poate. Dacă îmi trăiești prea ușor, te arată lumea cu degetul. Seara trecută, femeia negru, rochea neagră cu pliuri,
Cu pliu, seara trecută. Mm. La Revelion, acum 2 ani. Acum 2 ani. Magdalena, vă așteaptă? Nu. Atunci? Aștept să mă aștepte. Și cu Sonia ce fac? Te privește, descurcă-te. A te descurca cu o femeie înseamnă a te încurca. Ce drăguță ești, cum ai crescut, parcă s-au rușit, dar ești așa mai nou. Ia dați-vă la o parte, dați-vă la o parte. Nu mai poți. Nu e bușia. Nu mai poți. Nu mai poți. Nu mai poți. Nu e nimic. Nu mai poți. Ofelia, repetă pentru teatru. Nu e nimic. Nu e nimic. Copii, așa-s copii. Ia dați-vă la o parte. Dacă pornești acum, zburăm la șosea.
seara. Bună seara. Bună seara. Cine ești, dumneata? Eu sunt cineva. Nu mă cunoști? Nu mă recunoști? Ajutor! De ce strigi? Doar pentru asta am venit? Pentru asta? Întocmai. Să te ajut. Nu ești dumneata tovarășa Magdalena? Sunt. Nu lucrezi la Tecnofrig? Lucrez. Și nu trăiești de 2 ani de zile cu cetățeanul Horațiu, ei Horațiu, fiind de 1 an și jumătate nefericit? Trăiesc. Și ce-i cu asta? E ceva. Te poftesc să... Să iau loc, mulțumesc. Nu, să ieși afară. Bine, da, abia am intrat. Telefonez la miliție. Inutil. Firele sunt tăiate. Adun stric. Chem vecinii. Ușa e încuiată? Bine, dar există ok. Aici. Drăguță rochie. Îți place? Te rog să pleci. Imposibil. Am de lucru. Aici? E limpede, ești nebun. Da, și de unde? Atunci hoț. Oarecum. Poftim 2000. I-am strâns pentru vacanță. Ia-ți îndărât vacanță. O am de la... Știu. Ia-ți îndărât trecutul. Altceva n-am. Ai. Ce? Tristețe. N-am. Ai. Am. Dă-o încoa. Cum îți permit? Nu-ți îngădui să te amesteci în viața mea. N-ai drept. Am datoria. Tovarășe, pare-mi că este momentul să mă prezint. Nu sunt nici tâlhar și nici nebun. Sunt șeful sectorului, suflete de la Sfatul Popular Raional 30 decembrie din București. Șeful sectorului? Suflete. Poftim legitimație. Poftim și delegație. Tovarășul șef al sectorului suflete, împuternicit să rezolve în termen de 10 zile problemele personale ale cetățenilor, etc. Rugăm autoritățile precum și persoanele interesate, acordată sprijinul necesar, trăiască lupta pentru pace. Lupta pentru pacea sufletelor. Aha. Și de când e asta? De mai demult și de curând. Înțelegi? Nu? Înțeleg. Stai jos. De ce? Ca să-ți arăt. Ce? Fericirea? Nu. Drumul. Ți-e frică? Îmi place să-mi fie frică. Statul Popular are, după cum știi, mai multe secții, fiecare îngrijindu-se de câte un domeniu. Secția comercială se ocupă cu prăvăliile, altă secție construiește blocuri, sector de învățământ, sector de cultură, sectorul asistență socială, sectorul suflete. Se ocupă cu sufletele. Planul nostru prevede... Aha, lucrează după plan. Firește. Poftim. Iată maladiile pe care le combatem. Minciuna, lașitatea, ignoranța, comoditatea, gelozia, nepăsare, arivism, vanitate, calomnie, invidie, suspiciune. Iar aici, biroul meu. O lunetă de urmărie. Harta sufletului omenesc. Iar aici?
Scoposcop 3. Oscilațiile arderilor sufletești. Asta ce-s dosar? Astea sunt mai urgențele. Fiecare caz cu dosarul lui. Sistematic și în ordine alfabetică. O, ce de dosare! La noi se lucrează organizat, după plan. Luna asta avem rezolvat 65 de cazuri. Printre care și modesta mea făptură. Nu. Dumneata era programată pe august, dar am rămas în urmă cu planul. N-avem cadre. Poftim? De altfel, acum am rămas numai doi în secție. Eu și adjunctul meu, Costică. Costică? Unde ești, Costică? Pe Uranus 12! Eu vreau să plec. Nu se poate. Am sarcină. Fericirea dumitare în planul pe septembrie. E bine, planul va fi îndeplinit cu orice preț, înțelegi? Chiar dacă eu nu sunt de acord? Ce rea ești cu tine? Chiar dacă voi spune nu? Toate femeile spun nu, la început sau la sfârșit. Iar dacă mă voi împotrivi din toate puterile? Lupt pentru tine, împotriva ta. În nume și însărcinarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular Reunat 30 decembrie din București, îți poruncesc să fii fericită. Niciodată. Dacă nu vrei să renunți de bunăvoie la suferință, te voi smulge cu sila. Mi-e milă de mine. Spune că ești un om bun. Bun cu răul? Voi sfârma ce desfârmat și vom reconstrui ce e de reconstruit. Mi-e impresia că mă confunz. Ce sunt eu? Casă, stradă, raion, oraș? Ești o lume. O mare lume mică. Dacă unii a cucerit macrocosmosul, eu voi învinge microcosmosul. Ai în fața dumitale pe cel din tâi cosmonaut al sufletului omenesc. Bună seara, planetă. Ești mai frumoasă ca Saturn. Nu că aș vrea să te laud. Laudă. Dar sunt priceput în materie. Ce vrei să plângi? De mult. Poftim? Sunt dispus să-ți primesc lacrimile. Mulțumesc. N-ai pentru ce, intră în obligațiile mele. Poți să mai plâng puțin? Până lași un sfert. Dacă ai ști ce tristă sunt. Mie îmi spui, am dosarul. Alo, alo. Alo. Magdalena, alo. Da, eu. Și Dumnezeu, Magdalena, de ce nu răspunzi? Ora ți-am fost plecat. Unde? Îți spun eu. Regulă. Da. Îmbracă-te că trec să iau peste o jumătate. Bine, bine. Te aștept jos. Bine. La ce te gândești? Iar ai venit. La dumneata. Începem să ne înțelegem. Parcă ne cunoaștem de mult. Cunoaștere. Unde te duci? Cred că îmi dai voie să mă schimb, da? Iată un cuvânt care îmi place. Să mă schimb, îmi vine câteodată să fug în stradă să cerșesc. Dați-mi, vă rog, o vorbă bună. Muncește? Muncesc 8 ore pe zi. Ziua are 24. Ce faci în celelalte 16? Aștept, nu faci nimic, aștept. Aștept să vină cineva, ceva, cândva, cumva, undeva. Aștept? Adică nu faci nimic, adică nu muncești, adică lenevești. Răul e în noi. Îi se spune lene. Nu mi-e lene. Mi-e frică. Ți-a fost lene să te lepezi de frică. Costică? Aici sunt, șefule. Gata? Se lasă greu. Aduce mutilaj? Eventual. Lăsică, stai jos. Poți să încep? Te rog, știi că nu pun prea mare preț pe tehnică, dar... Dispozițiile. Punctul 1. Muzica. Dacă trupul îl hrănim cu vitamine, să îngrijim inima cu un concert de vioară. A
mare pick-up. Ai pick-up? N-am. De ce? Adjunctul meu, Costică. Bună seara. La română. Scrie, Costică. Un pick-up și 20 de plăci. Ușoare, grele? Și 10 și 10. Uh-uh. 7 și 13. De ce? Nu mai sunt grele în depozit. Asta e absurd. Tratează-te cu artă. Ascult din când în când la radio. Eu nu vreau să asculți, eu vreau să auzi. Mai departe? Punctul 2. Cărți. Am. Unde? Am. A, nu. Citește genii. Scrie Homer, Tolstoi, Caragiale. Nu mai sunt genii în depozit. Punctul 3. Natura. Natura vindecă. Tratează-te cu munții. Costică? Ce faci duminică? Ce nu mai sunt duminici în depozit? Am o nuntă în familie. Lasă nuntă. O iei pe tovarășa, te duci că era prea deal, la sine aia. Mergem la Valea Călugărească. E un aer de dealul mare acolo. Costică? Vă zic că ne-am înțeles în privința cărților, a muzicii, a naturii. Mai departe? Formularul. Ce formular? Un formular de 5 minute, fără rude în străinătate. În numele, să știe așa, vârsta... Lasă, mai departe. Profesia zis, situația militară, dacă a suferit condamnări, stare sufletească. Nefericită, ce nu se vede. Da. Motive. A. Subiective. Sunt mai multe. Unul singur, nehotărâre, scrie. B. Obiective. Cetățeanul Horațiu I. Horațiu. Horațiu. Calități. Are? Are. Apartament, mașină. Apartament, mașină. Lipsuri. Mentalitate de proprietar. N-are avere. Pricine pentru care simte arzător nevoia de a stăpâni o ființă omenească. Scrie. Termen de rezolvare? 3 zile. E și o duminică la mijloc. 4. Luni avem ședință lărgită cu fățărnicia. Bine, 5. Pune data și scălește. Poftiți. Îi scărește și spune data. 5-a, 9-a, a ce? Costică, la ce visezi? La ce visează omul când e foame? Costică, suntem în producție. După. Cum după? Da, da. După muncă. Munca la suflet este nenormată. Munca la suflet e nenormată. E noapte, nu se poate. Mă duc să pregătesc ceva, nu știu ce am la bucătărie. Mușchiuleți. Da. Cred că am și o sticlă de vin. Jumate. Alb. Exact. O clip. Lăsați, nu vă deranjați. Vă rog să lăsați asta pe mine. O fripturică la tigaie și un demisec cinstit. Se admite? Se impune. Șefule cu suprastructura, eu sunt cu structura. Ce faci? Lucrez. Uitându-te la mine? Uitându-mă în tine. Așa nu se poate lucra. Toate câte le-ai spus, Adinaure, le-am gândit și eu de atâtea ori. A, da? Nu ducem lipsă de idei. Simțit însă de fiecare dată când am încercat. Știu, putere mai puternică decât când. Ba da. De ce râzi? Mă gândesc ce-ar fi dacă ar veni acum Horatiu. Ce descurcă, Costic. Gata? Adrem puțină la buie și iese o maioneză. La cine ești dumneata? Eu?
Eu sunt Costic. Și ce cauți aici? Nimic. Dar dumneata cu ce treburi la ora asta? Eu cu treburi personale. A. De ce? A? E. Ce cauți dumneata aici? Eme, eu sunt adjunct. Adjunct? Adjunctul cui? Al șefului. Aha. Și șeful unde e? Dincolo. Și Magdalena? Tot dincolo. În dormitor? Nu știam că e dormitor. Eu știam. Treaba dumitale. Nu mai a mea. Ce? Da, se poate. E ocupată cu șeful? Interesant. Ocupată cu șeful care se ocupă cu ce? Cu sufletul. Cu sufletul tovarășii. Acolo? Acolo, aici, la birou, de la casă la casă. Imposibil, cu sufletul e așa cum spui dumneata. Mă ocup eu. De când, frate? De vreo 2 ani. Ai, de 2 ani numai eu lucrez. Lucrez cu... Sunteți doi, va să zică. 5? Bună seara, Horațiu. Pe cine saluți? Niște prieteni. Am întârziat. Știu. Va să zic că totul e în ordine. Da, tot. Mă văd cu fata la și un sfert. Dar nu prea știu ce să fac cu ea. Ceea ce se face în asemenea împrejurări. Aha. Dumneavoastră, ce program aveți? Programul meu obișnuit. Caut. La bossa nova mi parla di te questa sera. Nu bei? Nu. Atunci mănâncă. Nu. Dansezi? Nu. Încă nu? Ai spus atâtea nu-uri pe ziua de azi. Am învățat să spun nu. Învăț. Draga mea, ce vrei? Să spun nu. Spune. Nu spun. Ba da, ba da. Ba da, ca să te descarci. Am venit să bem un coniac, să petrecem o seară plăcută. Pentru că am 40 de ani și sunt plictisit și obosit și îmi pleznește capul de atâtea. Nu, Horatiu. Magdalena. Da, Horatiu. Iarăși? Iarăși ce? Știi tu ce? Ah, te refer la... Da, mi-a făcut o vizită. În chip de aviator? De activist. Magdalena, așa nu se mai poate. Și el spune la fel. Magdalena, dezmeticește-te, întoarce-te la viață. Unde-i viața, Horatiu? La mine. Cu mine, lângă mine. E viața moartă, Horatiu, viața de lângă tine. Moartă? De ce? Tot nu înțelegi. Înțeleg, înțeleg. Vreau să și în plus premiul Nobel pentru chimie. Draga mea, eu n-am nevoie de clorat de potasiu. Eu am nevoie de surâsuri. Creșterea surâsului meu e direct proporțională cu multe.
foarte multe lucruri. Magdalena, eu am nevoie de tine. Și eu. Am nevoie de tine, înțelege-mă. Înțelegem în măsura în care suntem înțeleși. În vârf de munte, noi meteorologii ne gândim un an întreg. Abia am așteptat să te revăd. Îți place Bossa Nova? E grozav. Dansăm? Nu mai înțeleg nimic. Vezi? Încă nu. De unde îl cunosc eu pe individul ăsta? Parcă lucra cu Gore. Apropo, ce-o mai fi cu Gore? Nu știu. Ți-a mai scris? Nu. Tot te mai iubește, neprigopsitul? Termină. Te mai socoate femeia vieții lui? De ce nu l-ai iubit? De ce? El te înțelegea spre deosebire de mine, care nu te înțeleg. De ce nu l-ai iubit? Nu știu. Nici măcar nu știu dacă nu l-am iubit. Nu știi? De ce nu știi? Cam știi de ce nu știm? Să spun eu? Pentru că tu ai nevoie de doi umeri. Poate pentru că m-ai iubit prea mult. Amo. Paici, drag. Scuzați. Suntem aici. A venit. Cu mine vorbiți? Cum? Și cum îți spuneam, dragă, noi meteorologii când suntem de munte, ne gândim. Iartă-mă, te rog, mă duc să dau un telefon, mă întorc imediat. Iar eu trebuie să primesc. Încă un lapte, te rog. Alo? Magdalena? Da, Magdalena. Aici, Gore. Bună seara, Gore.
Când ai venit? Azi. Păi, nu trebuie să mă vezi? Acum? Ești departe? Nu, lângă tine, la o cofetărie. Bine, atunci te aștept. Ce să-ți pregătesc? Știu eu, cafea. Una mare și amară. Știu. Te aștept. La revedere. La revedere. Bună seara, Magdalena. Bună seara, Coi. Ce mai faci? Ce să fac? Bine. Tu? Eu tot așa. Iartă-mă, intră, Core. Da, intră. E destul de amar. Totdeauna a fost destul de amar. Ce m-am schimbat? Nu ne-am văzut de un car de vreme. Da. Adică nu. Ce-am îmbătrânit chiar atât de mult? Nu, Gore, n-ai îmbătrânit. E altceva. Ce? Și te-ai maturizat, parcă te-ai năsprit. De ce mă privești prin oglindă? S-a zice că eu sunt una, iar imaginea mea altă, sau altceva, sau altcineva. Fii cinstită, nu-i așa? Nu știu. Poate. Da, știu, mi s-a mai spus.
Da, se pare că de la o vreme arăt mai altfel decât mine, mai deștept, mai cu motocicletă, știi? Gori. Da? Ce-ai vrut să-mi spui? Acum? Nu. Ultima oară. Știi tu când? Eu? Mm-hmm. Ah, prostie, nu. Venise mie așa, tu să... Spune, Gori. Lasă, dragă, altă dată. Te rog. Nu m-a rugat, eu am plecat. Nu plec. Nu, dacă am spus că plec, gata, m-am dus. Eu că mi-am vărut ceva în cap, s-a isprăvit. Nu s-a născut omul să mă clintească. Stai jos. S-a născut. Spune. Mata. Ce-i, Gore? Mi-e cald. Au dat drumul la calorifer? N-ai vrea să ieșim puțin? Spune, Gore. Spune, Gore. Uf, Doamne, știam că o să mi se întâmple așa. Magda. Spune, Gore. Magdalena, eu spun, dar să nu te superi. Nu mă super. Mi-e teamă să nu mă înțelegi greșit. Jur că n-am să te înțeleg greșit. Magda, vreau să spun că te... Mă? Foarte. Îți mulțumesc, Gori. Mi-a făcut plăcere. Acum mi-a făcut multă plăcere. Adevărat? Eu credeam că să te super. N-aș vrea să te super. Nu mi-aș ierta niciodată să te super. Prostule. Sunt prost, dar recunosc. Magda, știi ce-i curios? Am încercat eu în câteva rânduri. Multe? Două. Să spun, te... Dar n-am izbutit. Mă luptam cu mine să rostesc cuvintele și... Dar n-ai izbuteam. Acum, cu tine, lângă tine, e altceva. Nu știu, parcă a sărit în aer. Să ridic-o? Nu, dacă să ridic-o, să-mi spui. Nu spun, nu ești. Vorbește. Da, chiar dacă să nu-mi pasă, îmi pare bine. Ce dacă să-mi ridic-o? Treaba mea mă privește, îmi pare bine. Ți-ar fi plăcut să fim împreună? Am fost. Când de când? Din septembrie. Ești nemaipomenit. Toți îndrăgostiți sunt nemaipomeniți. Și ne-am simțit bine? Eu da. Pe tine n-am îndrăznit să te întreb. Cum a fost? Lasă că-ți spun altă dată. Acum. Nu mă teroriză. Bine, să iau din octombrie atunci. În octombrie se pornise o vreme cumplită. Ți-o minte că am comunicat urgent la București că toate avioanele se ardea să nu-și ia zborul cu niciun chip. Opriți avioanele, am transmis prin radio. Opriți avioanele pe răspunderea mea. Opriți avioanele. Opriți avioanele pe răspunderea mea. Și tocmai trebuia să plece de la Băneasa cursa București-Cluj-Oradia. E bine, cine zici tu că era în avion? Părăm așa că rămicești. Nu ghicesc. Tu? Nu eram. Da, ce erai? De altfel, am avut dreptate, nu se putea zbura. Și mă gândeam că nu vei ști niciodată, poate. Niciodată, că eu, de vârfte munte, de undeva, am oprit avionul. Află pe acum. În decembrie, vreau să spun la sfârșit de an, am petrecut Revelionul împreună. La cabană. La cot. Era și Costică, și Anghelache, toată lumea. Cum eram îmbrăcat? Cu rochia neagră, aia cu pliuri. Mă mai țin minte. Și tu care te plângeai că ai memorie slabă. Îmi amintesc numai clipele vii. În ianuarie? În ianuarie, nimic deosebit. În februarie, accidentul. Exact. Am citit în ziar. Cum tremurai de spaimă când am ieșit singur în viscă. We'll be right back.
știu. Ce-a fost în Martin? A, da, știu. Am luat ordinul muncii. Exact, am ascultat la radio. Clasa 3, modest. Trebuia să te felicit. M-ai felicitat. Nu m-ai așteptat un fapt ratenesc să ieși de la palat? Și n-am băut împreună coniac metaxat. Împreună? Eu n-am fost niciodată singur. Eu nu sunt niciodată singur. În aprilie? În aprilie am lucrat pe brânci la comunicare și apoi am plecat la Copenhaga. Al doilea congres internațional de meteorologie. Știu. Cred și eu dacă m-ai condus la gară. Pe urmă a venit vara și, bineînțeles, clipa îndelung așteptată, am plecat împreună la mare. Povestește cum a fost. Nu pot. Sunt discret. Atâta iubire. Cor. De ce ai fugit? N-am fugit, am plecat. Plecarea asta ta mi-a fărâmat nervii pentru 10 zile. Acum mă întorc și te întreb, gata? Gata. Te-ai liniștit? M-am liniștit. Atunci spune-mi că mă iubești. Nu, Horace. Spuneai că te-ai liniștit, că te-ai dumirit? Da, Horace. În ce sens? În celălalt. Nu știam că există două sensuri în viața ta. Nici eu am aflat asta seară. De la cine? Vrei cam multe. Te vreau pe tine, dacă asta înseamnă multe. Înseamnă. Omul? Dacă îți spun cine e, n-ai să crezi. Și ce-i mai grav? Hai să înțelegi. Numele lui? Șeful sectorului suflete. Nu cunosc. Imagine? Dacă vrei. Eu nu vreau, eu vreau să știu adevărul. Jur, Horace, că omul care mi-a deschis ochii este șeful sectorului suflete. Ai și jură. Care va să zic că a coborât din înălțimile sale. Într-adevăr, trăiește foarte sus. Și a fost aici, în casa asta? În casa asta. De seara, Horace? Și zici că vorbea? Oho! Așa ca mine? Altfel. Adică ai remarcat totuși oarecare deosebire între mine și el? O deosebire foarte mare. Aha, și despre ce ați discutat? Fel de fel de chestii. Și mai mari și mai mici? Mai mult mari. Și v-ați înțeles de minune? Pentru ce? Vrei să spui că mai urmează? Nătăjduiesc. Draga mea, nicio femeie din lumea asta n-a primit să se mărite cu imaginea unui bărbat. Oh, numai eu că te cunosc. Magdalena, Magdalena, trebuie să chemăm un doctor. Ți-e rău? Da! Horatiu. Magdalena, asta primăvară, ții minte? Te-am întrebat dacă vrei să te căsătorești cu mine și mi-ai spus nu, pentru că nu mă cunoaște. Și
Primăvara a trecut, a venit toamna și te mai întreb o dată. Vrei să te căsătorești cu mine? Nu, Horaciu. De ce? Pentru că te cunosc. Iartă-mă, dar. Tașa Magdalena? Bună seara. Poftiți. Mulțumesc. Ok. Mulțumesc, să rămână. Bună seara. Ah? Cine ți l-a trimis? Tu nu. Găduiem. Și fără scritură. Îl cunoști? Știu eu. Dar nu mă spui că este șeful sectorului suflete. Mai știi? Un moment. O zi bogată, toată lumea sună la ușa ta. Poftiți. Alt admirator? Alte flori. Să-ți. Și tot fără scritură. Să-ți ce? Dacă nu sunt indiscret. Ești. Nu eram. Ai devenit. Oh. Seamănă? Mulțumesc. Să-ți. Spun. Dacă avem de-a face cu prima frază unui roman fluviu, înseamnă că vei primi flori din 5 în 5 minute până la adânci bătrânețe. Mi-ar prinde bine. Să lăsăm glumele, Magdalena. Am glumit destul. Nu, Horatiu, tocmai asta e, că n-am glumit destul. Magdalena, tu n-ai nevoie nici de glume și nici de flori. Ție să vezi doi umeri de piatră, i-am adus. Și ce-a păsat calci pe pământ când ești stăpâna doi umeri de piatră? Horatiu, mă tem că există proprietăți care te țin în sclavie. Fac prin soare că urmează că... Ai câștigat? Evenimentele se desfășoară în chip vertiginos. Ne putem aștepta că în următoarele 2-3 minute să sosească și... Vine, te iubesc. Să deschidem ușa dragostei. Ah, Goe. Intră, Goe. Intră. Să-l mână. Un, doi, trei, patru. Ai picat cum nu se poate mai bine. Stau și eu în banca mea. Pentru că astă seară trebuie să sărbătorim un eveniment de seamă în viața Magdalenei. E, nu trebuie. Astă seară, dragă Gore, prietena noastră Magdalena a avut o revelație de natură să-i schimbe întreg sensul vieții. Astă seară Magdalena a ajuns pe baza unui cercetări adânci și precise la concluzia că iubește o imagine. O ce? O imagine, și nu-ți vine să crezi? Nu. Dar nici eu l-am crezut. Și acum trezi? Sunt obligat. E, foarte bine. E, pare să o imagine fermecătoare. Cine ți-a spus? Magdalena. Individul are puteri miraculoase. Asta tot ți-a spus-o? O putere în fața căreia nu rezistă nimeni și nimic. Să ne îndrăjduim. O singură ambiție mai am, Gore. Care? Să am o discuție cu dumnealui între patru ochi. Dacă ții cu tot din adiesul... Și să-l ucid. Vreau să ucid o imagine. Cum? Nu m-am gândit încă, dar... De ce mă întrebe? Așa, din curiozitate intelectuală. Nu mi-am măsurat niciodată forțele până acum cu o nălucă, dar tare aș vrea să schimb câteva vorbe cu activistul ăsta de la raion. Ce activist? Un activist, un fel de șef de sector la nu știu care sfat popular. Nu e adevărat. Întreabă, ea mi-a spus. A fost astăzi seara aici. Nu e adevărat. Spune că nu e adevărat. Ba da, Gore, e adevărat. Bine, dar credeam... Simțeam... Nu te-ai mințit niciodată. Îl iubesc pe omul pe care îl iubesc.
zise. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum au mers lucrările, domnule profesor? Am avut niște discuții destul de aprinse la minister cu profesorul Mangiu. El, natura nu poate fi schimbată. Eu, ba da, vezi experiența lui Petrucci care a creat materia vie în laborator. Materia vie, dar sufletul, sufletul poate fi construit? Sau s-a schimbat? Dacă știința a născocit creiere, vom plăsmui și inteligența. Dacă am inventat inimi, vom făuri și sentimente. La Congres Național de Meteorologie. Îmi dai voi. După raportul prezentat. Vai, vă rog, nu vă supărați mai. Au luat cuvântul numeroși invitați. În cursul zilei de mâine, delegații la Congres vor vizita punctele meteorologice din delta Dunării și de pe litoral. Metalurgiștii combinați. Apropo, Magdalena, te-a căutat azi dimineață cineva la telefon. Nu i-am reținut numele. Și-a închis imediat, nu știu cine. Șeful sectorului suflete. Șeful ce? Pardon, adică Gore am vrut să spun. Mă iertați. Mă întorc imediat. Delegații pentru conferința de meteorologie. Nu, doamnă, n-am auzit de nicio conferință. Mulțumesc. Nu sunt la dumneavoastră? Nu, n-au venit la noi. Mulțumesc. Ce-i cu Gore? Ba da. Ce? Prost. De ce? N-ai dreptate, te înșeli. Mă înșel? O veste bună. A fost o confuzie, înțelegi? Nu. Eu confuziile nu le înțeleg. Costic, ajută-mă să-l găsesc. Nu mai pot. Abia l-am ajutat pe Gore să te găsească pe tine. Și cu ce sacrificii. Ah, Costică, de ce nu ești tu, Costică? Costică! Ce? Trebuie să intru la șef. Imposibil. Așteaptă cetățenii în anticamere. E un caz de forță majoră. La suflet de toate cazurile sunt de forță majoră. Să contramandeze audiențele. Odată. Magdalena. Costică. Unde ai văzut un șef de la sfat care să nu-și respecte orele de primire? Adevărat. Ce facem, Costică? Nu abuza de slăbiciunea mea. Hai, du-te, du-te, aici. Sufletul următor, vă rog. Vrem să vorbim cu șeful sectorului suflete. Vrem să ne despărțim. Intrarea câinilor interzisă. Extraordinar. Ce părere ai, dragă? Dumneavoastră? Poftă? Eu nu sunt doctor Faust. Gero Vital sau lăptișor de matcă. Da, ia spune. Nene, sufăr. Ești un copil precoce. Acolo unde locuiesc, avem un vecin care nu ne dă pace. Țipă mereu. Vecinul tău lucrează undeva? E mulțumit? Cum ați ghicit? Nu e. Ce face toată ziua? Țipă. De ce țipă? Pentru că vrea să se facă auzit. Atunci de ce nu cântă? El n-are voce. Dacă ține cu tot din adinsul să fie auzit, de ce nu ține o conferință? El nu are nimic de spus. El nu e nimic. Atunci să tacă, să se potulească, să înțeleagă că nu e nimic. Nimeni nu va recunoaște pe lumea asta că nu e nimic. Da? Cine suferi, Costică? Ofele. Unde e? La repetiție, la teatru. Dă-mi legătura. Nu mai pot. Ajută-mă. Înțelege-mă.
zilnic între 5 și 7. Am așteptat nebunită de nervi să-mi spună Hamlet, du-te la mănăstire, și am alergat aici, în cabină. Am 10 minute, te rog, ajută-mă, înțelege-mă. Te rog, liniștește-te. Te rog, liniștește-mă. Am ajuns la capătul puterilor. În fiecare zi sosește la teatru anonimă, în fiecare săptămână una la Raion. Două la Raion. În fiecare lună una la Orășenesc. Ce au cu mine? Ce vor de la mine? Se spune că mi-am otrăvit soțul cu Fenergan. Nu-i adevărat? N-am fost măritată niciodată. Se spune că în 952 am furat 500 de lei din buzunarul inginerului șef de la Săvinești. Săvinești nu exista în 1952. Se spune că mă culege miliția din șanțuri, că fac contrabandă cu ceasurile elvețiene, că mi-am falsificat actul de naștere, că am o verișoară la Singapore. Ce rău am făcut. Ce rău le-am făcut. Unul care nu se iartă. Ai avut succes? Cine m-a pus? Ce-și face omul cu mâna lui? Înțelege-mă. Am auzit că la dumneavoastră se fac minuni. Mi-a spus Vasile să... Povești. Tovarășe, sunt responsabil cu fericirea, nu cu utopia. Glorie fără cer, mi-a tot nu s-a pomenit de când pământul. Și chiar nu e nimic de făcut? Merge greu, deocamdată. Îmi place la nebunie cuvântul, deocamdată. Deocamdată spun pentru că cercetătorii noștri la institut lucrează de zor la descoperirea virusului. De altfel, în octombrie avem conferințe pe țară pentru combaterea calomniei. Vin specialiști din toate regiunile. Ca la cancer? Nu, mai pregătiți. Oh, slavă Domnului! Și până atunci, un sfat, măcar un sfat. Joacă bine. Arta Atenție, e răzbunare. Ofelia în scenă. Oh, trebuie să intru în scenă. Du-te la mănăstire. Costică? Gata raportul? Grăbește-te, trebuie să prezent situația mâine. Unde mi-e umbli, Costică? Am fost în probleme, șefule. Raportul? Da. Te ascult. Nu știu cum să încep. Mă interesează calomniatorii, dai bătăie. Da. Calomnii în 24, în august au fost 19. Era lumea plecată la mare. Vezi că crește cu 20%. Intrigi, 20. Luna trecută au fost 24. Bun, scade cu 20%. Bărfel? 1204. Staționar și mai departe. Certuri între părinți și copii. 400. Certuri între prieteni. 4000. Certuri între soț și soție. Asta se calculează la mașina electronică. Da. Împăcări între soț și soție. Ar fi una pe căderea Bastilii, dar nu sunt încă sigur. Aștept un telefon pe la prânz. Verifică, nu vreau decât cifre verificate. Are rău, șef. Șef, spun băieții că se desparte sectorul în două. Un sector de suflete și unul nou, contra prostiei, cu 6 oameni pe schemă. Zvonuri că că veniți dumneavoastră, șef. Eu sunt prea inteligent ca să mă pui cu prostie. Mă mănâncă proștii Costică că imediat. Nu las eu dragostea din mână. Următorul. Domnul Horatiu. Cetățeanul Horatiu, ii Horatiu. Cu ea n-are nevoie de ea, pe când eu am. Eu, cu asta încep, cu asta sfârșești. Emi, mie. Lumea ta e un pronume. Nu e adevărat. Eu țin la Magdalena. Dar și la ceasul, da, ori ții foarte mult. Am grijă de ea. În același chip în care te îngrijești de bunăstarea hainelor lumii tale. Când a fost bolnav, am suferit. Când ți s-a stricat Warburg, ai plâns? Am documente. Am fost la ea în toate serile. Da, dar locuiești în tine. O iubesc, jur pe tot ce am mai sfânt, o iubesc. Nu ca îndrăgostit, ca proprietar. Ori proprietatea particulară asupra moșiilor, fabricilor, băncilor, mijloacele de transport, femeilor și...
sănătoșimea bărbaților a fost desființată. N-a văzut nimeni o asemenea hotărâre. Ai citit-o în fiecare zi, dar n-ai înțeles-o niciodată. Vreau să te încredințez, stimate domn, că am studiat cu cea mai mare atenție cazul dumitale. Cercetând, am ajuns la concluzia că te faci vinovat de o seamă întreagă de păcate, de care cel mai grav îl constituie jaful. Nu e adevărat? Nu sunt hoț, nu cunosc. A cunoaște înseamnă a recunoaște. Ești un hoț, domnule Horațiu. Dovada. Iată. Este un tabel privind lucrurile furate de cetățeanul Horațiu I. Horațiu de la tovarășa... Se merostesc numele? Tabelul acesta cuprinde toate surâsurile răpite din pricina crizelor de nervi ale domnului Horațiu, toate ceasurile bune jefuite din pricina stărilor negre ale domnului Horațiu, toate prieteniile alungate din pricina lăcomiei domnului Horațiu, toată încrederea, puterea de muncă și îndrăzneala gătuite din pricina domnului Horațiu. Ești mai mult decât un hoț, domnule, ești un exploatator. Ești ultimul exploatator în țara noastră. Nu îngădui nimănui să se amestece în treburile conștiinței mele. Conștiința este a dumitale. Roadele ei ale tuturora. Nu aflasem. Mă miră. Conștiința e în planul de stat. Mă voi întoarce? Te aștept. Am nevoie de un dușman. Am să mă întoarce! Să rămână? Te-am rugat să nu mă mai caut. Dacă am ține seama de toate rugămințele femeilor. De ce ai venit? Ca să rămân. Sper că te-ai răzgândit. De când am început să gândesc, am încetat să mă răzgândesc. Magdalena, ascultă-mă. Te ascult, Horațiu, dar nu te aud. N-am venit să cer, am venit să dau. Ce? Singurul lucru pe care nu l-am oferit nimănui până azi. Dorința de a mă schimba. Prețul e copleșitor. Plătesc oricât. O singură dată. Din păcate însă, pentru schimbarea de care vorbești, nu trebuie plătit mult, ci mereu. Magdalena, îți făgăduiesc atâta vreme cât exist. Nu mai exist, Horace. A existat atâta vreme cât te-am iubit. Vrei să rămâi singură? Cred că m-ai înțeles greșit. Nu singură. Liberă. Magdalena, nu te mai leagă nimic de mine. Ba da. Greșelile. Cine suferi, Costică? Magdalena. Unde e? În aer liber. Dăm legătura. Aveți legătura. Ce mai vrei? Gore. După câte știu, a venit? După câte știu, a plecat. Și el? De ce? Pentru că n-a înțeles. De obicei, oamenii fug când au înțeles. Ce n-a înțeles? N-a înțeles că eu... Că am pentru el, adică simpatie. I-ai spus că ai pentru el, adică simpatie? I-am spus. În față, direct? Indirect. Tovarășa Magdalena, m-am săturat. Sfatul popular s-a ocupat de cazul dumitale cu răbdare și conștiinciozitate. Cei mai buni activiști din sector. Eu însă m-ai văzut foarte bine. Bine, m-am săturat. Și spuneai că mă înțeleg. Înțeleg. Multe ori accept puține. Nu mă lăsa singură, sufăr. Îți retrag dreptul la suferință. Durerea este privilegiul oamenilor serioși. Trebuie să mă lași întreabă. Ce mai vrei? Gore. Vreau pe Gore. Vreau să vină Gore. Dar nu stă în puterile mele. Când vrea raion. Scoți pere albi. Bine, am să-ți aduc. De pentru ultima oară.
plastică. Unde a fi umblând? A? L-am prins. Ține-l bine să nu scap din obiectiv. La brambra pe bulevarde. Se pas. Ah, s-a întâlnit cu grasul. Au intrat în bar. Veteran Costică. Asta e femeia, șef. Ultima mea nevastă spunea... De câte ori ai fost însurat, Costic? O dată. Spunea... Costică, iar în cărciumă. Mă ștergiu. Te rog, încă două. Da, da, imediat. Plata, vă rog, mă schimb. 2000. Nu se poate, mă schimb. Mergem la Podgoria, așa. Costică, uită camionul. Adică eu mă duc să trag un pui de somn. De ce? E cineva? Ei, nu vezi? Dirigează circulația, lucrurile, mersul. E uimitor cum seamănă cu mine. Leit? Dacă e leit, înseamnă că l-ai văzut într-o oglindă. Sau poate sunteți frați. Eu n-am frați. Știm vreodată. Și pe mine, parcă te cunosc. De? Poate că te-am mai dus. Ciudat, de unde te cunosc? Poate că dintr-altă existență. Crezi că avem mai multe? Dar de ce e pe aici? Pe bulevard sunt lucrări. S-a desfundat strada. Azi dimineață nu erau. Noi știți pe ăștia. Elena. Gore. Ce mai faci? Bine. Că se întâmplare. Eu atunci i-am plecat. Nu vreau să te deranjez. Deranjează-mă. Nu, e mai bine mă duc. Nu vrei să mă conduci puțin? Dacă vrei, unde? Oriunde. Acolo, da.
Mă privești cam straniu. Tu nu ești. A, și de unde? Tu ești alt. De unde? Tu ești cineva lângă care eu... Cineva care... Știu, cineva pe care eu îl socot o făptură extraordinară. Ce imaginați? Nu prea există ființe extraordinare în lumea noastră, Magdalena. Ba, Dagore, există. Hai cu mine. L-ați fac? Ce vreți să te măriți? Hai cu mine. La ce etaj? 9. Aici sunt numai 8 etaje. 9. La etajul 9? E cerul. Gori, mă asculți? Îmi place să te ascult. Eu n-am fost niciodată fericită. Crezi? Cu plăcere. N-am fost niciodată fericită pentru că mi-am amânat fericirea. Gori. O clipă. Am venit. De ce ai venit? Pleacă. Acum n-am nevoie de tine. Adineaua la raion aveai? Alte vreme, nu? Înțelege, omul. Dar eu nu sunt om, eu sunt idee. Ai dreptate, iartă-mă. Înțelege-mă, dragul meu. Așa, da. Uite, hai să ne despărțim și să rămânem prieteni. Eu nu pot fi prieten cu o femeie frumoasă. Ascultă-mă. Era o vreme când mă ascultai tu pe mine. A fost, dar nu mai este. Tu ți-ai făcut datoria cu strălucire. Îmi pare bine că recunoști că sunt o idee bună. Ești cea mai vanitoasă idee din câte mi-a fost dat vreodată. Gândul meu drag, trebuie să pleci. Sunt în viață ceasuri când o idee trebuie să dispară. Cu cine vorbeai? Cu tine. Cu mine, zici? Cu tine. Am oarecare motive să mă îndoiesc. Crede-mă. Eu sunt și aici și dincolo? Așa e întotdeauna. Vă să zic că suntem doi? Doi într-unul. E limpede ca lumina zilei, dar eu te rog să-mi explici. Costică, cum stăm cu dragostea pe octombrie? 87. 86. 87 sau 86? 87. 86. Unul s-a rezolvat. Costică, fugi pe teren. Verifică. Șefule! Da! 86. Sigur! Absolut sigur!